Primăria Ciocănești, Consiliul Local Ciocănești și Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina au organizat cea de-a 17-a ediție a Festivalului Național al Ouălor Încondeiate. Bine ați venit la Ciocănești, la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Național al Ouălor Încondeiate. Este un festival care și-a reluat continuitatea cu 2 ani de întrerupere. Ne bucurăm că deja au început să vină mulți turiști la Ciocănești. Avem mulți meșteri încondeitori din mai multe zone ale țării. Zonele reprezentate sunt Galați, Brașov, Cluj, Neamț, Botoșani, dar bineînțeles cei mai mulți din Bucovina, aș putea spune că este patria încondeitoarelor și Ciocăneștiu aș putea spune că este la înălțime prin meșterii încondeitori de ouă din zona noastră. Noi și anul trecut am făcut festivalul, dar de o anvergură mai mică și anul trecut eram exact în perioada de dezmorțire. Acum zic eu că deja am intrat în normalitate cu concursurile de încondeire a ouălor, cu participarea elevilor din multe județe ale țării. De asemenea, prezența mare a încondeitoarelor, mai mult de 60 de încondeitoare, tot din zonele menționate, plus celelalte activități care încercăm totdeauna să le facem cu ocazia festivalului, activități culturale. Iar în acest an avem seminarul legat de patrimoniul vernacular, ținând cont că Ciocănești a fost inclus pe lista localităților care vor face parte din ruta satelor cu arhitectură tradițională. În Bucovina, tradițiile se respectă și de tinerii învățați de bătrâni, iar ceea ce este impresionant, noile generații încă sunt interesate de aceste obiceiuri. Astfel, nu se vor pierde. De sute de ani, bucovinenii, parcă mai dăruiți de Dumnezeu în ale meșteșugurilor, au înțeles să transforme simbolul pascal într-un univers de o perfecțiune absolută, ridicând priceperea la rang de artă. Femei și chiar bărbați din toată țara, însă cei mai mulți din Bucovina și din multe alte locuri cu tradiție, reușesc din pasiune sau ca mijloc de existență să păstreze datina încondeierii ouălor, unde ar putea să-și arate maestria și priceperea mai bine decât au făcut la festivalul de la Ciocănești. Prima zi a Festivalului Național a Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, o activitate devenită tradițională la 17-a ediție, este inclusă în programul Paștele Bucovina, organizat de Consiliul Județean Suceava, un program care a început odată cu Festivalul Buna Vestirii de la Fundul Moldovei și care continuă cu o serie de activități care se desfășoară în această perioadă primergătoare sărbătorilor pascale. Anul acesta noi dorim să organizăm toate activitățile care se organizează și care au loc tradițional, să spunem, în această perioadă, dând în felul acesta semnalul de revenire la normalitate. Normalitate care înseamnă nu numai prezentarea acestor obiceiuri, ci acestor tradiții, ci și promovarea lor. Avem organizat în Centrul Suceava un târg de Paște produse Bucovina, organizat în parteneriat cu Primăria Sucevei și cu Asociația Produse Bucovina. Apoi, evident, de florii sunt o serie de evenimente. Avem ce aș vrea să remarc chiar în ziua de Paște, la prânz, la Muzeul Satului Bucovinean. Vom avea un program deosebit care va evidenția aceste tradiții de sărbătorilor pascale în Bucovina. Pe 25, împreună cu Arhiepiscopia, organizăm un spectacol caritabil destinat refugiaților din Ucraina. În această perioadă am solicitat celor de la Centru Cultural să se implice în așa fel încât în fiecare localitate din județ să existe activități specifice acestei perioade primergătoare sărbătorilor pascale. Facem lucrul ăsta pentru că dorim să continue tradițiile. Tradițiile sunt acele lucruri care se întâmplă indiferent dacă este pandemie, indiferent dacă este război sau pace, ceea ce continuă și se transmit mai departe înseamnă tradițiile, iar Bucovina este o zonă mirifică, o zonă plină de tradiții. Tehnica încondeierii s-a păstrat aproape intactă de-a lungul anilor. Folosirea cerii de albine și a instrumentului cu care se încondeiază se face la fel de sute de ani. Culorile folosite au fost, până înaintea celui de-al doilea război mondial, culori naturale obținute din flori, frunze sau rădăcini, în general prin fierbere. Astăzi, culorile acrilice sunt cele folosite de practicanții meșteșugurilor. Muzeul Ouălelor Încondeiate de la Ciocănești cuprinde colecții de mii de ouă închistrite, de
artizan local, dar și ouă premiate la edițiile anterioare ale festivalului, lucrate în diferite tehnici. Festivalul Ouălelor Încondeiate a reunit pe scenă cunoscuți interpreți de muzică populară, precum David și Miruna Țăran, Pamfil Roată, Cristian Pomohaci sau Viorica Macovei. Festivalul Ouălelor Încondeiate este o tradiție, este oază de frumos, pentru că aici, la Ciocănești, se păstrează tot ceea ce este mai pur și mai sfânt. De la casele frumos gătate, cum ar spune frații noștri ardelenii, casele să se construiască cu acele motive reprezentative pentru zona Ciocăneștilor. Iată câteva motive pentru care dumneavoastră, dragi turiști, bucureșteni, ieșeni, craioveni, timișoreni din toată țara, aveți toate motivele, spuneam, să veniți aici în Bucovina, să cunoașteți oamenii la ei acasă, să le cunoașteți tradițiile, să le cunoașteți valorile și bunătatea și ospitalitatea. Ca să nu mai vorbim de mâncărurile gustoase pe care numai bucovinencele noastre știu să le facă. Și pentru că suntem în prag de sărbători, vă doresc sărbători pascale luminate, în pace, în iertare, unii cu ceilalți, să ne iertăm și sănătate. De sărbătorile pascale, pensiunile din Bucovina își așteaptă turiștii cu mese îmbelșugate, petreceri câmpănești și obiceiuri vechi de sute de ani. Este că vor fi totdeauna primiți cu brațele deschise, asta este scopul nostru, să fim gazde ospitaliere. Ne dorim să fim vizitați, să prezentăm patrimoniul acestei comuni, să cunoască oamenii, peisajele. Credem că avem cu ce ne prezenta în fața turiștilor și nu ne este frică, indiferent de cât mare ar fi numărul, sunt convins că vom face față.